Stăm de vorbă cu domnul Leonard Arthur Horvat, directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Ne aflăm la Cluj, la conferința regională pentru drepturile de autor. Ce ne puteți spune despre aceasta? Sigur că da, este o conferință regională internațională organizată împreună cu Organizația Mondială pentru Proprietatea Intelectuală de la Geneva. Pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor au mai venit și colegii din străinătate de la oficiile din Ungaria, Serbia, Albania și Republica Moldova. Avem speaker din Marea Britanie, Olanda și din alte țări ale Uniunii Europene. Se discută probleme de interes pentru gestiunea colectivă la nivel european și din România. Participanții la conferință sunt membri organismelor de gestiune colectivă din România și din străinătate. Sunt probleme de actualitate, cum ar fi Directiva Europeană numărul 26, care urmează să se implementeze anul viitor în România și în toate statele membre, chestiuni de colectare, chestiuni de proprietate intelectuală, deci chestiuni de interes care sunt de actualitate pentru România și nu numai, și lucruri care pot fi foarte bine puse în valoare. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru cei care vor viziona acest interviu? Mesajul nostru este, tocmai dacă îl și postați pe internet, inclusiv proprietatea intelectuală se găsește și pe internet. Noi încercăm să dezvoltăm acest domeniu. Partea de IT este din ce în ce mai importantă și partea de creație pe domeniul de proprietate intelectuală. Să spunem că mesajul practic ar fi să spunem nu piraterie și da protejării drepturilor de autor. Mulțumim!